viață nouă, te rog să ai grijă acolo și să înveți bine, draga mea, te iubesc și eu te iubesc, mamă, o să-mi fie așa de dor de tine și mie la fel. Bine, Zoe, trebuie să te grăbești, tatăl tău te așteaptă deja motocicletă de câteva ore. Sigur, mamă, o să-mi fie dor de tine. Haide, tată! Bine, Zoe! Fii pregătită! Pa! Start! Zoe, acum intră în școală, eu voi pleca către mama ta. Dar n-am ce face la liceu, nu dau voie și părinților. Bine, tata, pa! Te pup! Și eu! Hai! Sofie, nu e bine! Uite, ăsta nu trebuie să plec, hai bine cu ei! Cu ea. De ce te comporți așa? Ah,
niciun caz. Eu aleg pe Zoe. Zoe, nu. Și eu nu voi fi atât. Wow! Am o cameră minunată! Ce liceu super mi-au ales mama și tata! Ah, nu știu ce să fac! Cred că mi-ar trebui pus un strat de machiaj nou, în niciun caz. Mai bine doar acolo sus, pe blana aia frumoasă și roz. Oh, știu culoarea mea preferată, e superb! Întâi voi depozita umbrela totuși. Aici, umbrelo, usucă-te. Wow, ce confortabil! Nu m-am înșelat. Oh, și pot privi de afară. Și am un joc superb aici. Și brusc a venit ploaia. Bună ziua, eu nu sunt animalul, eu sunt un pănei. Eu sunt un animaluț. Eu tot sunt un pony. Oare sunt pony sau oare sunt animaluț? Deci eu nu știu. E o întrebare foarte complicată. Hai să întrebăm pe cineva. Eu sunt prevăzătoare. Prevăzătoare, babă prevăzătoare. Ce întrebare aveți? Pe ce întrebare am eu? Nimeni urât aici singur pe acoperiș. Hai să ne implicăm toți. Hai să ne implicăm toți. Hai, luați-vă animaluțele, eu vă filmez. Hai, eu vreau să vă filmez pe toți. Alexandra, ia-ți animaluțul.